Bine v-am găsit, dragi prieteni, și mi-ar fi plăcut să mai citesc un pic presa de mâine. Asta este. Nu sunt genul care să o reporteze după. M-a prins, asta e, s-a terminat. V-aș arăta totuși o imagine pe ultima pagină din Click, cu această scroafă 200-300 de kg, Dumnezeu știe cât are, și bodyguard și că la câine. Iată-i și pe stăpâni, uitați-vă bine la ei, cu ei trebuia să începem. Adică n-ai asemenea stăpâni. Da, evident că să înțeleg bine câinele și porcul, specificația este o imagine din Germania. Încârnați așadar își măsoară puterile. În rest, o presă care sigur nu ne surprinde foarte tare, deși există un subiect comun și anume ce se întâmplă la antene. De exemplu, în evenimentul zilei, ultima lovitură a lui Gelu Diaconu, înainte de a pleca din funcția ANAF. Vă reamintesc că el a fost destituit de Dacian Cioloș. Evacuarea antenelor și poprire pe conturile lui Mihai Gâdea și Daniel Constantin. În adevărul mai sobru, doar în manșetă, antena 3 evacuată de fisc la 19 luni de la sentință și imaginea aceluiași Mihai Gâdea. Bineînțeles, în Jurnalul Național, iată, televizorul o miră atentat la libertatea presei. Tocmai despre asta vreau să vorbim un pic la începutul emisiunii, că până la urmă nu e chiar un atentat la libertatea presei, întrucât antenele vor emite în continuare. Nu există nicio problemă, atâta doar că, iată, la aproape 2 ani de la sentință, sigur, lucrurile au luat-o pe un făgaș normal și trebuie recuperat prejudiciu. Sunt 3 sedii care au aparținut lui Dan Voiculescu și antenelor care vor trebui vândute. Nu știu dacă se recuperează mai mult de 20-25 de milioane de euro din ele, dar asta este. Antenele vor continua să emită, au suficiente studiouri pregătite pentru asta, nu e nicio problemă, dar probabil că a te victimiza un pic în fața propriului public este o rețetă care funcționează la noi și țin să-i asigur și eu pe telespectatorii noștri, care poate sunt și telespectatorii antenelor sau poate vor deveni, să nu intre în panică. Vom vedea Antena 3, ZU TV, Antena Stars, care va deveni Happy Channel.